Salut, sunt Ioana Mașca și în cele ce urmează ne vom ocupa de trapez și linia mijlocie în trapez. După cum spuneam și în lecția cu patru laterele, trapezul apare într-una dintre lucrările lui Francesco Di Giorgio și leagă corpul uman de designul unui castel. Exemple de trapez, păi imaginile de la circ poate ne oferă cele mai multe exemple de trapez. Uitați-vă cât de perfecte sunt corpurile artiștilor de circ. Trapezul reprezintă un caz particular de patrulater convex, având două laturi opuse paralele și celelalte două laturi neparalele. Laturile paralele ale unui trapez se numesc baze, iar distanța dintre cele două baze se numește înălțimea trapezului. Trapezul oarecare are două laturi neparalele inegale și niciuna dintre ele nu formează un unghi drept cu bazele. Trapezul isoscel are laturile neparalele congruente, după cum vom vedea. Trapezul dreptunghic are una din laturile neparalele perpendiculară pe cele două baze. Linia mijlocie a trapezului este segmentul ce unește mijloacele laturilor neparalele și este egal cu semisuma bazelor. Să mergem și să reluăm ce am spus. Deci, avem trapez, trapezul isoscel, trapezul oarecum particular, dar fără un nume anume, în care laturile neparalele sunt egale cu baza mică, avem trapezul dreptunghic și un caz destul de neobișnuit de trapez în care unghiul de la bază este obtus. Evident, dacă bazele paralele sunt egale, trapezul nostru devine paralelogram, așa cum vedem în această figură preluată de pe Wikipedia. Să trecem la matematică. Ovidiu este un adevărat pescar în devenire. Ori de câte ori tatăl său merge la baltă să pescuiască, Ovidiu îl însoțește. Într-o zi superbă de vară se află împreună pe baltă. În figură, segmentele AB și CD reprezintă două trestii crescute vertical în apa bălții, iar dreapta A reprezintă suprafața apei. Să construim simetricul punctului C față de dreapta A și să-l notăm cu cetele. Deci să construim simetricul punctului C față de dreapta A și să-l construim și să-l notăm cu cetele. Să construim simetricul punctului A față de punctul B și să îl notăm cu B'. Haideți să stabilim natura patrulaterului AC, C'A'. A patrulaterului AC ce AB este perpendicular pe dreapta A și CD este perpendicular pe dreapta A, ne rezultă că AB este paralelă cu dreapta CD, prin urmare, figura noastră, aici A' trebuie A', C', se numește trapez. Avem un trapez. O pasăre zboară din punctul A în linie dreaptă până atinge suprafața apei într-un punct M, aici. Și de acolo zboară în punctul C pe trestea cealaltă.
Știind că lungimea segmentului AB este jumătate din lungimea segmentului AM, iar segmentul CD este jumătatea lungimii segmentului CM, să arătăm că acesta este cel mai scurt drum posibil din A până în C, în condițiile în care pasărea trebuie să atingă oglinda apei. Haideți să vedem puțin, încă o dată. Deci, lungimea segmentului AB este jumătate din lungimea segmentului AM. Asta înseamnă că, într-un triunghi dreptunghic, măsura unghiului M1 este de 30 de grade. Știm că, într-un triunghi dreptunghic, cateta opusă unghiului de 30 de grade este jumătate din ipotenuză. Apoi, segmentul CD este jumătate din segmentul CM. CD este jumătate din segmentul CM. Din nou, cateta jumătate din ipotenuză, prin urmare și unghiul acesta este de 30 de grade. Bun. Cum arătăm că drumul de la A la M și de la M la C este cel mai scurt pe care îl poate face pasărea noastră? Păi să mergem, să reluăm puțin figura ca să putem să tragem concluzia. Ducem perpendicularele AB, am spus simetricul A'. CD, am spus simetricul C'. Și undeva aici, M-ul, punctul în care pasărea coboară la peluciul apei. Unghiul acesta este de 30 de grade, unghiul acesta este din nou de 30 de grade, segmentul C'' este congruent cu segmentul D' C, da? Deci să scriem C'' este congruent cu segmentul D' C, prim. Avem M D' latură comună, prin urmare, triunghiul M C'' este congruent cu triunghiul M D' C'. Asta înseamnă că MC este congruent cu MC'. Și unghiul, măsura unghiului CMD este egală cu măsura unghiului C' MD'. Mai precis, egală cu 30 de grade. Păi dacă este 30 de grade aici, este 30 de grade aici, înseamnă că unghiul, să-i spunem M1 și M2, sunt unghiuri opuse la vârf. Congruente ca fiind unghiuri opuse la vârf. Deci, punctele M, B, M, C sunt coliniare, asta știam, dar și A, M, C sunt coliniare. Deci, în loc de a calcula AM plus MC, noi putem calcula AM plus MC'. Lucru foarte important, pentru că din inegalitatea triunghiului, noi știm că într-un triunghi suma a două laturi este întotdeauna mai mare decât a treia. Deci, drumul cel mai scurt este realizat doar în cazul în care punctele A, M și C sunt coliniare, pentru că triunghiul nostru degenerat devine un segment. Prin urmare, acesta este M, este punctul în care, atingând luciul apei, pasărea are drumul cel mai scurt de la A până la C. Și ne oprim aici.